acesta am avut tema Marie Sorescu și ați văzut că s-au inspirat din opera lui Marie Sorescu sau chiar din fizionomia lui. Sunt lucruri de excepție mult peste ceea ce a reprezentat anul trecut sculptură. Căutăm acum modalități de a le amplasa undeva, adică ceratorii, câteva calcane unde se vor preta să le lipim de ele, chiar părculețe, va fi o problemă în alegerea locurilor pentru că sunt foarte mari, dar sunt și foarte frumoase în același timp și vrea să fie în zone cât mai expuse ca să aibă vizibilitate și toți care au venit să le vadă. Probabil că începând de la 1 septembrie, ca și anul trecut, ele vor fi amplasate pe esplanada de la piața William Shakespeare și toți craiovenii vor putea să le vadă și eventual chiar să ne dea idei. Anul trecut nu prea s-au înghesuit să ne dea idei unde să le amplasăm. Să sperăm că anul acesta să începem mai inspirații și că o să le placă, poate le pun în cartierele lor. Mie mi-ar fi plăcut să putem să le expunem pe calea București, dar, din păcate, nu este gata Bulevardul Calea București, abia anul viitor pe final va fi și probabil că la tabăra de sculptură de anul viitor vom avea deja alte expuneri pe Bulevardul Calea București.